peștișorul la auriu. Salutare, pescari! Astăzi vom încerca să prindem la plută sardo. Marea e un pic agitată. Până nu coborâm jos, nu ne putem da seama exact cât de agitată e. În schimb, avem soare, ceea ce e foarte important. Și nu e un pic de vânt. Asta o să ne afecteze un pic la plută. Și vom da și la fund. Natura e spectaculoasă în zona asta, suntem la Tossa de Mar, în provincia Catalunia. Și let's go! Cum ai venit? Ai luat? Mare! Ai luat? Da, ceva sărduluc. Ceva sărduleț. Hai să vedem cât e de mare, că nu-mi fac. Ia-la, opa, oblado! Oblado! O să încerc să-l ridic. Bă, dar e mare oblado tău. Ce? Adu-l aici, adu-l aici. Ce? E sardo ăsta, mă. E oblado? Oblado! Frumos, așa e? Da. First. Asta e ca dorada, da. Da. You eat that, my friend. Vezi că și la tine. Deci știi cum mi-am dat seama? După cută nimic. Nu m-a lupă mâna. Ți-l apasă. Pam, pam. Să vedem pe unde e cârliguțul. Au niște țepi. Madre mia, ai ce țepi are. Nu știu cum să-l prind. Hai de aici așa. Oh, da. Cam nasolă treaba. Tare nervos. Vibrează ca și somonul, nu? Da. Nu pot să-l țin în mână, că tot vibrează. Ca și tonul vrea să zic. Bă, ce putere are. Are putere mare, mă, băiatul. Iată. Nu putem pescui nimica, valuri mari, vânt mare. Bine, valurile ar fi cum ar fi, dar vântul e foarte tare. Undeva la 35 de km pe oră e cam puternic pentru pescuit. Am vrut să vă arătăm mai multe despre pescuitul ăsta pe mare la plută, dar mă gândesc că nu se aude nici bine. De-aia o să o lăsăm pe altă dată. O să vă arătăm cum să faceți nada, cum să folosiți ce viermișori și ce monturi să folosiți aici. Într-un videoclip viitor o să vă arătăm toate lucrurile astea. Acest pește se numește oblado, este un pește destul de căutat pe mare. Un pește foarte bun la gust. Stai,
peștișorul la un râu. Al patrulea. Ce frumos e. Cum merge pescuitul? Nu se ridică la așteptările noastre, dar e ok. E ok. Peștișori frumoși. Aici e bine că nu bate vântul aici în grăbuța asta. Ne omoră vântul, astăzi ne omoră vântul. Valuri, câte vrei. Și Ivon scoate cârticălul. Salutare, prieteni! Acesta este sfârșitul partidei de pescuit pe ziua de astăzi. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să prindem mai mult din cauza condițiilor meteo. Valuri foarte mari și vânt foarte puternic. Ne-am uitat pe net, a fost undeva un vânt la 35 viteza pe kilometru pe oră. Următoarea dată, când o să mai facem o prezentare tot la mare, la pescuit la plută, o să vă arătăm ce fire să folosiți, ce cârlige să folosiți și nada pe care să o folosiți. Până atunci, vă salutăm și rămas bun. Nu uitați să vă abonați și să lăsați like pe YouTube și ne găsiți pe Facebook cu același nume. Vă salutăm!